Bună seara, azi e 12 noiembrie, în grădina Bișon. Am uh, făcut, uh, de fapt acum două zile, s-a făcut recoltarea uh, roșilor din sistemul acela semideschis, adică unde am doar copertină. Pentru că deja de două dimineți avem minus uh, două, -uh, parcă și spre trei a fost așa. Dar în orice caz au fost o brumă foarte groasă și dimineața am văzut. Și am făcut recultarea roșiilor care au fost afară. O, în orice caz le-a bătut pe cele dinăuntru. Deci practic în solar nu am adunat atâtea roșii câte sunt aici de pe aceeași suprafață. Și uitați ce era în solar. Uitați ăsta în sistemul semi deschis. Ia uitați. Lili 1. Uitați. Ia uitați-o. Da? Și astea nu mai știu. Poate fi super bombă asta, după cum arată cu umerii negri. Uitați-o, da? O super bombă. Uitați cât e. Adică nu ne jucăm că mărim poza din telefon și nu știu ce Nu. Uitați mâna mea. Adică dacă măresc ceva, le măresc pe amândouă. văd că sunt și mai mărunțele. Nu știu cum am făcut. Ia uite, a recoltat pe cele mici de desubt. În orice caz. Iar Lili 1, Lili 1, aici nu mai știu ce poate să fie. Sunt foarte multe, ia uitați, foarte multe roșii totuși mari. Adică, ia uitați, roșii mari. Acestea puse cu grijă, păstrate frumos, în lădițe, hârtie jos, se vor coace foarte bine. Da? Avem aici și am adunat și niște din de pe roșii, să zicem așa, glumim. Ia uitați. Ia uitați. Eh, na, la vremea asta mai are negrijite așa, dar cred că are în jur de 700 de grame. Ia uitați și ce avem și aici. Iarătă monstru. Ia uitați-l. Plus ce mai e pe de desu pe aici. Asta cred că e ametis jevel, după cum se vede. La fel mari, ceva stripet ciocolat, niște ardei, aici la fel, la fel. Da, câteva au fost atacate de diverse, dar majoritatea, dacă vă uitați, sunt foarte, foarte sănătoase. Ia uitați cum arată roșiile. Ia uitați. Da. Uitați, mai sunt pișcate. Practic, aceste roșii au fost abandonate. Deci eu nu am mai avut grijă de ele din august. Și asta, acesta este rezultatul unor roșii abandonate și în sistem semideschis. Deci afară. Uitați. Ia uitați acolo ce frumoase. Ia uitați aici. Ia uitați. Am luat și eu ceva la mine. Ia uitați. Ismael Ribet, 168. Foarte frumos. Ia uitați și aici. Sam Marțanu, Sam Marțanu, San uh, Sam Marțanu Nano. Uh, foarte mari, ia uitați. Uitați câte sunt. Deci asta vară nu au fost atât de mari cât sunt acum. Ia uitați Sam Marțanu. Aici striped ciocolat. Ce frumoasă e. Acolo, instalatorul, instalatorul cum ia uitați, ia uitați roșii. Uitați roșii mari, numai numai roșii mari. Da? Bineînțeles, având de vedere că avem foarte, foarte multe soiuri de de sherry. avem și ceva sherry. și acolo sunt două vinețele mici. <laughs> culese acum târziu, vinetele la cele australiene, vinete roșii, ia uitați, de data asta au fost așa ultimele mai micuțe, astea sunt specialități. Se taie felioare, se prăjesc și se pun garnitură la diverse mâncăruri. Uitați și șerii. Bineînțeles că mai avem și pe aici. Ia uitați, niște șerii, gustăm unul acum. Hmm. Senzație. Pe aici? Pe aici mai avem ceva? Senzație. Deci pur și simplu, ia uitați, e o senzație. Practic e împărguită acum, dar la vremea asta are un gust deosebit, chiar și împărguită. Deci, roșiile. Scuzați, era pofta prea mare și n-am putut să mă abțin. Deci, roșii din grădina Bișon, roșii, după cum știți, semințele produse în grădina Bișon. ia ca uitați, calitate 12, nu, hai să scadem cele două zile, 10 noiembrie 2021. Uitați ce uriașe avem acolo, uitați ce uriașe, da? Într-un spațiu semi-deschis, aproape afară. Că, în afară de faptul că nu venea nimic de deasupra, practic ele au suportat până la 0 grade, hai să-i a fost un grad, dar n-a fost uh, bruma așa groasă ca în aceste două dimineți. Probabil că, probabil zic, pentru că uh, uh, tufele de roșii încă sunt bine mersi, dar mi-a fost frică și atunci a trebuit să le culegem. Dar voi face duminică o, o filmare după, deci mai e mâine și deci după 4 zile de minus, cu brumă groasă, duminica voi face o firmare plantelor, să vedeți cum arată plantele care au stat doar acoperiș, doar ferite de brumă, n-au căzut bruma direct pe ele și o să vedeți cum arată plantele roșiile din grădina Bișon, afară, până la minus 2 grade, dacă nu a fost chiar mai mult. Nu sunt sigur, dar două grade sigur a fost dimineață. Vă mulțumim frumos! 12 noiembrie 2021. Uitați!